de sâmbătă. Mă simt ca la radio când fac chestia asta. Cu mine aflați ce zi e pe TikTok. Bine ați venit la vlogul de sâmbătă, prieteni. De fapt, de weekend am vrut să spun, dar na. Uite un măț care nu e a meu. Foarte ciudat să vezi mulți pe strada asta care nu sunt ai mei. Oh, avea muzică. Na bun, ce facem? Azi e sâmbătă. Mă ne deranjează domnul Mițu aici, cred că. Și mergem la unghii. După aia o să mergem până la taică-miu. După aia o să venim acasă să ne pregătim, să facem baie, păr și așa. Și după aia mergem la Larisa să ne machiem, pentru că diseară mergem la nuntă. Și m-am gândit că dacă tot fac atâtea chestii astăzi, am putea să facem asta împreună, ce spuneți? Vecinii își pun fundițe pe mașini, pentru că azi nuntă în sat. Bun. Na, și atunci, ce să zic, mergem la Oli să rezolvăm această situație. Unghiile astea mi le-am făcut înainte de concediu, în care arată minunat, n-am de ce să mă plâng, doar că or crescut. Și sincer m-am cam plictisit și eu de culoarea asta. Ca să precizăm și elefantul din cameră, cred că v-ați dat seama că am un bot puțin mai mare decât în ultimul vlog. Asta este pentru că doar ce mi-am pus acid este a doua zi și sunt foarte umflată, mai ales că e și dimineața și dimineața când te trezești e mai gravă situația. O să se dezumfle, nu așa trebuie să fie, dar dacă v-ați pus acid, știți că în primele 4, 5, 6 zile gurițele voastre au fost substanțial mai mari decât v-ați propus. Na bun, nicio problemă, forma ne interesează, ne place. O să se dezumfle și pe parcursul zilei un pic și zilele viitoare. Bun atunci. Na hai, că mă duc, că e jumate și la 10 trebuie să fiu în centru la Oli și știți că eu vin de la 30 de km. Așa că îi dăm talpao. Ce credeți? Am ajuns. Este 10 fix. Cred că o să întârzi doar vreo 2-3 minute. Dar nu e nicio problemă. Până am parcat, până nu știu ce. Am plecat de lângă mașină, am început să sune alarma pentru că n-am închis bine ușa și am încuiat-o. Numai din astea pățesc. Și știi ce e interesant? Că pățesc chestiile astea doar când vin în centru, știi? Ca să se uite toată lumea. Dar nu-i problemă. Olivia are 5 etaje și n-are lift la salon. Așa că... Am vrut să le zic pe... Stai să-mi iau asta. Deci, am terminat unghiile YouTube și am vrut să vă spun, să vă arăt ce TikTok fain am făcut. Deci nu știu cum mi-a venit ideea, așa de mult îmi place. Na, fiți atenți, hai să vă arăt. Stai să ies pe hol. Cu 7 camere, super tare, na bun, mă duc cu Oli la solar, asta facem în momentul ăsta. Punem TikTok, sper că n-am uitat nimic, ochelare am, brâbă. Ăsta nu vrea să stea nici cum. Ok, stai? Am ajuns acasă, atâta sunt de grăbită, că nu vă imaginați, este ora 4 fix și ora 5 trebuie să fiu la Larisa. În timpul acesta, o să mă spăl pe cap și o să ne aranjez părul. Bine, nu o să-i fac nimic, eu nu prea îmi fac freze, doar o să-l îndrept foarte bine, să fie lucios așa. Și pentru asta trebuie să mă demachez. După ce mă spăl, o să mă duc până la soacră mea să probez rochia aia, că trebuie să-mi strânteze bretelele și bineînțeles că am lăsat-o fix pe azi. Rochia pe care am cumpărat-o cu voi săptămâna trecută. Și n-am fost în stare toată săptămâna să o probez să mi-o fac, așa că o să o fac astăzi.
Deci mă grăbesc foarte tare, cred că nu o să fac duș, o să fac doar pe cap, așa, cu capul în jos, ca să fiu mai operativă, să plec la Larisa, să mă fac ca să ajung în timp util. Și atunci când vin acasă, vin înapoi. Să-l iau și pe Bogdi și atunci o să-l îmbrac și cu rochia și să fac și un duș înainte, ca să fiu fresh. Na, dar momentii am zis să nu te machez, m-am pus la curent, am zis la taică-mea, nu v-am filmat pentru că, na, taică-mea nu-i cu chestiile astea, nu vrea să apară pe internet. Și n-am stat mult oricum, am stat gen mai puțin de o oră, că mă și grăbeam. Mă uit în ecranul ăla, să văd. Na, na, că e bun, oricum mă și spăl. Mă spăl. Gata, m-am spălat. V-am mai zis că eu mă bărbieresc pe față. Știți cum fac fetele din afară cu chestiile astea? E a doua oară când fac chestia asta. Așa, cam la 3 luni, gen. Foarte fain. Îmi place foarte tare. Cum se așează machiajul după aia, nu mi s-o îndesi părul și nu mi-a crescut mai negru sau mai greu sau mai ceva. Recomand 100%. Mi se pare că atunci când am făcut asta pentru prima oară, mi-au și trecut coșurile, gen, foarte fain. Plecam, nici nu eram băgată în viteză. Oh! Pa! Stai că văd că nu reușesc absolut nici cum să-mi pun camera acolo. Nu mai pot de cald, o să-mi pun părul aici. Fiindcă numai ce l-am spălat și l-am dreptat și n-am chef să se încrețească, mă duc la Larisa să mă macheze. Deci, Doamne, tu știi cum am alergat toată ziua? Nu mai pot! Efectiv, toată ziua am alergat. Și atât ai de cald, nu mă plâng, mie chiar îmi place că e cald. Doar că na, ca idee. Uite și ce bebeluș în drum. Măi! Dați-vă că nu e ok așa în drum. Las că a venit mama sa. Bun. Da, bine, hai, mergem, ne vedem la Larisa. Mai eu lipseam. Mai eu lipseam de capătă la ora asta. Fama beautiful. Te rog să nu filmezi mă asta acum. Da, e chiar curat pentru ce zi ai avut. Mamă, cum am văzut un pic la solărel. Nu? Un pic. Am stat 8 minute. Nu m-a lăsat tipa de acolo să stau mai mult. Da. Suntem aproape gata. Acasă. Hai să vedem ce fac căței mei. Ce fac căței mei? Unde sunteți? Ciao, mama! Ciao! Ciao, câte boticuri ude! Ioane! Pau! Am cam întârziat. Asta lui. Stai, fată! Vin și ce bobișor. Ce zice bobișor? Wow. Wow. Ce este așa frumos? Ce te-ai făcut? Ți-ai făcut freză foarte frumoasă. Na. Na. Auzi, iubirea, unde sunt mis pantofii? Ai de mire? Da. Acolo, pe căsuța lui Mițu.
Da, suntem gata. Acum ne pregătim să plecăm. De ce, soacră mea? Și foarte fericită pentru chestia asta. Părul ăsta că am lipit așa de cap, nu știu ce se fac, mai bine făceam niște bucle. Dar machiajul nici mai știu dacă vi l-am arătat. Nu mi-amintesc, m-am machiat foarte drăguț, m-a dat Larisa cu un kilogram de sclipici pe piept. Și asta e rochea pe care am cumpărat-o cu voi împreună weekendul trecut. Papucii ăștia îi am de o veșnicie, i-am purtat și anul trecut la toate nunțile pentru că sunt cei mai frumoși papuci din lume. Cine nu știe că niște papuși cu toc sunt comozi în momentul în care au platformă, na, ați aflat acum. Iar am zis dezbrăcată, gen, dar nu e nicio problemă. Hai să mergem, e bine. Nuntașii. Boss, ești pe YouTube. Ca un mătănel cu papionul ăla, soacru mea în spate. Uite că o vedem printre scaune acolo. Am luat mașina lui soacru mea să mergem să o trimitem pe ea acasă cu mașina. Că na, de ce nu? Să ne mai distrăm și noi. Și pe acum la barieră, mai bariera ne lipsia, nu știu cum să vă spun. Și merem, la Flonta avem nunta, pentru cine e de pe aici și știe, în Giroc. Nu e așa departe de noi, ar fi fost o problemă dacă mergeam în capătul ălalt, în Dumbrăvița. Da, tot în regulă, încă e cald afară, nu mi-am luat nimic să iau pe spate. Dar sper că nu o să-mi fie frig. De obicei am probleme din astea. Verile trecute la nunți chiar au fost deranjant, că aveam numai rochi din astea cu breteluțe și mi-era frigă, băgau ăia o climă. La mine la nuntă i-am și zis la ăla să pună pe 23 de grade în sală. Și cred că chiar au pus, că a fost super cald. Bine, na, nici noi n-am stat locului, dar mă rog. Na, a trecut trenul. Merem la nuntă atunci. Na, am ajuns. Nunta e aici, în dreapta. Ce o să facem noi acum o să fie că o să vă plasez pe soacră mea să vă continue ea vlogul. mai pe scurt o să-i lăsăm camera să o duc acasă, pentru că nu cred că o să am ce să fac cu ea la nuntă. Așa că, soacră mea, asta îți dau camera. M-am pupat! Distracție plăcută să avem!